Și acum un nou subiect, sau poate ultimul, pe seara aceasta. Știți când toată lumea stă la bloc sau la casă și e lipită casa una de alta? La bloc, unul deasupra celuilalt, perete în perete, palier în palier, în fine. La casă, un perete lipit de al tău vecin. Și vrei să dormi. Și la un moment dat, când ești la bloc, începi să auzi vecinii urlând. Că e 12 noaptea, că e 1 noaptea, că e 2 noaptea, că e 3 noaptea, că e 4 noaptea. Și urlă. Tu dormi cu ochii împăienjeniți, mamă, știi, cu Pantera Rus și cu Cucu, desenul animat, e cam așa ceva ieși aici. Când cântă Pantera Rus. Când doarme, să chinui să doarmă și vine Cucu! Și vrea să doarmă mai departe. Cucu! Îi spune, oprește-te, lasă-mă să dorm. Cucu! Până la urmă îi dă cu ciocanul. Începe. Cucu, și tot nimic. Pantera roz în continuare să doarmă. Cucu iar începe. Cucu, cucu, cucu! Și nimic. E. Și ajungi la chestia aceea. Când auzi pe la 1 noaptea, 2 noaptea, 3 noaptea, oamenii țipând, urlând și toate cele. Și ghiși ce e. Sunt două variante. Varianta numărul 1. De fapt, sunt mai multe. 1. Petrece. Auzi muzică, manele și toate cele. A treia. A doua variantă ar fi când se culcă un bărbat și cu o femeie, sau sex, sau dragoste, sau cum vrei să-i spui. Ai două variante aici. Varianta 1, îi auzi cum gem și salteau de la pat. Ce ai făcut azi noapte? Am stat saltea, dragule. Și am gemut de plăcere. Așa. Sau cealaltă variantă. Când nu pot să facă sex sau dragoste, decât dacă nu țipă, urlă, zbiară și vorbește tare, ca să nu se audă scârțâitul de pat, arcurile de la pat și patul care se lovește de perete. Peretele vecinului. Interesant, nu? Foarte interesant. Și auzi. Și cum a fost azi noapte? Am fost saltea vorbitoare. Nu este dormeo ca la televizor, dar saltea care geme n-am văzut, frate. Dar am văzut una care vorbește sau am auzit. Interesant, nu? Deci, practic, stai la bloc sau casă, îi auzi cum urlă, geme, suspină, freamătă și toate cele. Ba chiar auzi și scârțâi de arcuri și de pat. Câteodată sunt și foarte convinși că ceea ce fac este un lucru curat, nu necurat.
v-a lăsat.